a celui dintre sfinți părintelui nostru Simeon, noul teolog, metoda sfintei rugăciuni și atențiuni. Nota 919. Am tradus-o după textul original tipărit de Hauser în Orientalia Cristiana, numărul 36, iunie-iulie 1937, pagine 150-175. Trei sunt felurile rugăciunii și ale lor aminte prin care sufletul sau se înalță sau se coboară. Se înalță dacă le întrebuințează la timp potrivit sau se coboară dacă le întrebuințează fără socoteală la vreme nepotrivită. Iar trezvia și rugăciunea sunt legate între ele ca sufletul și trupul. Lipsind una, nu poate sta nici cealaltă. Unirea lor se face în acest chip. Întâi, trezvia se opune păcatului ca un străjuitor și înainte mergător. În urma ei, rugăciunea desfințează și șterge îndată gândurile rele, împiedicate de străjuitor, luarea minte ne putem face singură acest lucru. 920 nota. Cuvintele luarea minte, trezvie, pază, străjuire au același înțeles. Deci luarea minte sau trezvia se unește cu rugăciunea în sensul că prima premerge cele din urmă. Ea oprește gândurile lele să pună stăpânire pe cugetare, dar de-abia rugăciunea le desfințează propriu-zis. Acestea sunt deci poarta vieții și a morții, luarea minte și rugăciunea. De o curățim prin trezvie, ne îmbunătățim, iar de o întinăm prin lipsă de pază, ne înrăim. Fiindcă am spus deci că luarea minte și rugăciunea sunt de trei feluri, trebuie să înfățișăm însușirea fiecăreia dintre ele, ca cel ce vrea să dobândească viața și să-și o desăvârșească, să aleagă din aceste trei feluri care se deosebesc între ele pe cel mai bun, ca nu cumva ținând din neștiință pe cel mai rău, să fie scos de la ceea ce e mai bun. Despre primul fel de rugăciune. Însușirile primului fel de rugăciune sunt acestea. Când cineva face această rugăciune, își ridică mâinile și ochii împreună cu mintea la cer, iar mintea alcătuiește înțelesul dumnezeiești și își închipuiește frumuseți cerești, ierarhii de îngeri și corturi ale dreptilor și, simplu vorbind, toate câte le auzi din Scripturi le adună în vremea rugăciunii în minte. El își strânește astfel sufletul la dragostea dumnezeiască privind la cer, ba uneori vărsând și lacrimi din ochi. Făcând așa se umflă dulce în inimă și se mândrește și socotește că ceea ce îi se întâmplă este o mângâiere dumnezeiască. Drept aceea, se roagă să petreacă pururea într-o astfel de îndelernicire. Dar acestea sunt semne ale amăgirii, căci binele nu e bine când nu se face bine. Unul ca acesta chiar de se dedă unei vieți de cea mai deplină liniște, e cu neputință să nu-și iasă din minți. Iar dacă nu cade într-o astfel de patimă, totuși nu poate ajunge la dobândirea virtuților și la nepătimire. Prin acest fel de luare aminte, s-au amăgit cei ce văd lumini în chip simțit și miros bune miresme și aud glasuri și alte multe de acestea. Unii din ei au căzut cu totul în stăpânirea dracilor, fiind purtați din loc în loc și din țară în țară. Alții, necunoscând pe cel ce se preface în înger al luminii și de aceea, primindu-l, au fost amăgiți de el și au rămas neîndreptați până la sfârșit, neprimind niciun sfat de la oameni. Unii și-au pus mâinile asupra lor înșiși și s-au făcut sinucigași, fiind scoși din minți de înșelătorul. Iar alții s-au aruncat în prăpăstii, în sfârșit alții s-au spânzurat. Și cine ar putea spune toate felurile amăgirii diavolului? Din toate cele spuse, cel înțelept poate cunoaște care este câștigul născut din cea din tâi luare aminte. Iar dacă cineva nu cade în acestea, pentru că trăiește în viața de obște, acestea li se întâmplă deci pusnicilor, totuși rămâne toată viața fără nicio sporire din ea. Despre al doilea fel de rugăciune. Al doilea fel de rugăciune se face așa. Mintea se retrage din cele supuse simțurilor, își păzește simțurile de cele din afară și își adună toate gândurile ca să nu umble după lucrurile deșarte. Apoi aci face cercetarea gândurilor, aci ia minte la cererile ce le rostește cu gura către Dumnezeu sau aci atrage la sine gândurile robite de diavol, aci cuprinsă ea însăși de patimă, începe să revină la sine cu silire. Dar unuia ce se luptă așa este cu neputință să câștige pacea sau să primească cununa biruinței. 2 Timotei 4:8. Căci unul ca acesta se aseamănă omului ce se luptă noaptea, care aude glasurile vrăjmașilor și primește loviturile lor, dar nu poate vedea curat cine sunt sau de unde au venit sau cum și pentru ce se bat, dat fiind întunericul din mintea sa,
care îi pricinuiește acest neajuns. Cel ce se luptă așa nu va scăpa de a fi zdrobit de către dușmanii inteligibili gândiți cu mintea. El va suporta osteneala, dar de răsplată va fi păgubit, căci furat de slava deșartă, el se fălește că e culoarea minte. Și stăpânit și batjocorit de ea, va disprețui pe alții că nu sunt culoarea minte și se va mândri față de ei și se va da drept păstor al oilor, asemănându-se orbului care vrea să călăuzească pe orb. Matei 15:18. Aceștia sunt însușirile rugăciunii cele de-a doua. Din ele, cel ce se silește poate să cunoască neajunsul ei. Aceasta a doua rugăciune e mai bună decât cea din tâi, precum o noapte cu luna plină e mai bună decât o noapte fără stele și fără lumină. Nota 922. Acesta nu mai rămâne alipit de chipurile celor din afară, pe care le urcă la cer, dar rămâne într-o luptă lăuntrică cu gândurile. El nu câștigă lupta, nu dobândește pacea de gânduri, pentru că luptă singur, pentru că nu are ascultarea de altul priceput în această luptă. Despre al treilea fel de rugăciune. Vom începe să vorbim și despre a treia rugăciune. Ea e un lucru străin sau minunat și greu de tălmăcit, iar pentru cei ce n-o cunosc, nu numai greu de înțeles, ci și aproape de necrezut. E un lucru care nu se întâlnește la mulți, căci socotesc acest bun a fugit azi de la noi împreună cu ascultarea. Pentru că ascultarea este aceea care, dezlipindu-l pe cel ce o iubește de veacul rău de acum și desfăcându-l de patim și de griji, îl face statornic și neobosit în urmărirea căii acesteia, mai ales dacă a găsit și un povățuitor neamăgitor. Căci ce lucruri vremelnici ar mai putea atrage mintea aceluia care a murit prin ascultare oricărei împătimiri față de lume și de trup, sau ce grijă ar mai putea stăpâni pe acela care a dat în seama lui Dumnezeu și a Părintului Său duhovnicesc toată grija sufletului și a trupului și nu mai trăiește sieși, nici nu mai așteaptă o zi a plăcerilor sale. De aceea ispitele puterilor răzvrătite, care trag mintea ca niște funii în nenumărate curse de gânduri, se rup și omul ajuns liber, luptând cu putere și pătrunzând gândurile vrăjmașilor, le alungă cu măiestrie și înalță rugăciuni din inimă curată. Aceasta este începutul adevăratei viețuiri călugărești. Cei ce nu încep astfel se vor zdrobi în deșert, iar începutul rugăciunii a treia nu se face cu întinderea mâinilor și cu adunarea gândurilor și cu chemarea ajutorului din cer, căci acestea sunt, precum am spus, însușirile primei rugăciuni. Dar nu începe nici de la al doilea fel, în care mintea ia aminte la simțurile din afară, iar pe dușmanii dinăuntru nu-i observă. Fiindcă unul ca acesta, cum am spus, e lovit, dar nu lovește, e rănit, dar nu rănește, e dus în robie fără să se poată apăra de cei ce-l robesc. Necontenit vrăjmașii lovesc din spate, dar mai ales din față, și îl fac iubitor de slavă deșartă și plin de părerea de sine. Deci tu de voie să începe această lucrare născătoare de lumină și plină de farmec, fă începutul de aici. După ascultarea cu deamănuntul pe care am zugrăvit-o mai înainte, trebuie să le faci toate cu conștiință. Căci fără ascultare nu există nici conștiință curată. Nota 923. Neascultând de un povățuitor iscusit, nu-ți dai seama de marginile puterilor tale, te supraprețuiești, n-are cine te face atent la scăderi și greșeli ale tale. Iar conștiința aceasta trebuie să o păzești întâi față de Dumnezeu, apoi față de Părintele tău duhovnicesc și în al treilea rând față de oameni și de lucruri. Nota 924. Această conștiință e un fel de simț al răspunderii față de oameni și chiar față de lucruri și de împrejurările ce-ți sunt date, dar mai ales față de întrebuințarea lor. Întâi temeiul acestei răspunderi stă în răspunderea față de Dumnezeu. Față de Dumnezeu trebuie să-ți păzești conștiința curată ca toate câte le știi că nu slujezi Lui să nu le faci. Față de Părintele tău, ca să le faci toate câte ți le spune potrivit scopului ce-L urmărește, neadăugând și netăi nimic, față de oameni trebuie să-ți păzești conștiința ca cele ce tu le urăști, altuia să nu le faci. Iar față de lucruri trebuie să te ferești de trecerea măsurii în tot ce faci, în mâncare, în băutură și în îmbrăcăminte. Simplu grăind, toate să le faci ca în fața lui Dumnezeu, ca să nu fi mustrat în vreo privință de conștiință. Și acum, după ce am limpezit și lămurit adevărata luarea minte, vom vorbi, dacă voiești, și despre însușirile ei. Luarea minte și rugăciunea adevărată și neînșelătoare
constă în aceea ca mintea să păzească inima în vremea rugăciunii și să se întoarcă neîncetat înăuntru ei și în acel adânc să-și înalțe cererile către Domnul. În felul acesta, gustând mintea că bun e Domnul, psalmul 35:9, nu mai vrea să iasă din locașul inimii, că zice și ea cu apostolul, bine este nouă să fim aici, Matei 17:3, și cercetând tot timpul locurile acelea, alungă cu lovituri aspre gândurile semănate de vrăjmași. Celor ce nu cunosc acest fel de viețuire, li se pare foarte aspru și greu. Și de fapt, lucrul este înăbușitor și obositor, nu numai pentru cei necercați, ci și pentru cei ce au agonisit cercarea adevărată, dar n-au gustat și n-au făcut să treacă plăcerea ei în adâncul inimii. Nota 925, n-au întipărit adânc în inima lor plăcerea rugăciunii și obișnuința ei. Numai atunci ea se lucrează de la sine, fără oboseală. Însă cei ce au gustat plăcerea ei și au făcut să treacă dulceața ei în adâncul inimii, nota 926, gârliciul sau prăpastia inimii este adâncul sau abisul fără fund al inimii, pot striga împreună cu Pavel, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos și celelalte? Romani 8:35. Căci sfinții noștri părinți, auzind pe Domnul zicând, din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase și ele sunt cele ce spurcă pe om. Matei 15:19-20. Și îndemnul de a curăți partea dinăuntru a paharului, ca și partea din afară să se facă curată, Matei 23:26, lăsând orice altă lucrare a virtuților, și-au îndreptat toată nevoința spre această pază a inimii, bine știind că odată cu ea dobândesc toate celelalte virtuți, fără greutate, iar fără de ea nu poate stărui nicio virtute. Pe aceasta unii dintre părinți au numit-o liniștea inimii, alții luarea minte, alții paza inimii, unii trezvie și împotrivire în cuvânt față de vrăjmașul, alții cercetarea gândurilor și paza minții. Dar toți îndeopște și-au lucrat pământul inimilor și prin aceasta au ajuns să se hrănească cu mana dumnezeiască. Despre ea zice Eclesiastul, veselește-te, tinere, într-o tinerețea ta și umblă în căile inimii tale fără pată și scoate întărătarea de la inima ta. Eclesiast 11:9 sau, dacă Duhul Stăpânitorului se ridică împotriva ta, să nu-ți lași locul tău. Ecleziast 10:4. Zicând loc a voi să arate inima, precum zice și Domnul, din inimă ies gândurile rele. Matei 15:19. Și iarăși nu vă împrăștiați cu gândurile. Luca 12:29 sau, strâmtă este poarta și îngustă calea ce duce la viață. Matei 7:14 și, fericiți cei sărași cu Duhul. Matei 5:3, adică, cei ce n-au în ei niciun gând al veacului acesta. Iar apostolul Petru zice, fiți treji și privegheați, că potrivnicul vostru diavolul umblă răgnind ca un leu căutând pe cine să înghită. 1 Petru 5:8. Pavel la rândul său scrie foarte limpede către efeseni despre paza inimii. Nu ne este lupta împotriva sângelui și a trupului. Efeseni 6:12. Iar câte au scris dumnezeieștii noștri părinți în scrierile lor despre paza inimii, e cunoscut celor ce le cercetează pe acestea cu o sârdie. Înainte de toate însă trebuie să-ți câștigi trei lucruri și așa să pornești spre ținta căutată. Lipsa de griji în privința lucrurilor neîndreptățite și îndreptățite, adică moartea față de toate. Conștiința curată, păzindu-te neosândit de conștiința proprie. Și neîmpătimirea, nelăsându-te atras de nimic din cei al veacului acesta sau al trupului. Apoi șezând într-o chilie liniștită și într-un colț retras, ia minte să faci ceea ce-ți spun. Închide ușa și ridică-ți mintea de la tot ce e deșert sau vremelnic. Apoi întoarce-ți partea de jos a obrazului tău sau barba ta spre pieptul tău, ca să iei aminte cu mintea ta și cu ochii tăi sensibili la tine însuți. Și ține puțin și respirarea ta, ca să ții și mintea și să afli locul unde este inima ta și acolo să fie în întregime și mintea ta. Nota 928. Aceasta e versiunea neogreacă a acestui pasaj. Pasajul din textul paleogrec, care nu credem că a fost normativ, ci a fost poate invenția răuvoitoare a vreunui adversar al isihasmului, vezi, introducerea la Nichifor din singurătate, volumul 7 în Filocalia Românească, sună astfel. Apoi sprijinește-ți barba ta de pieptul tău și mișcă ochiul tău sensibil împreună cu mintea spre mijlocul pântecelui sau spre buric. Comprimă și inspirația aerului prin nări, ca să nu respiri ușor și cercetează cu gândul înăuntru măruntailor tale locul inimii
unde sunt sălășluite toate puterile sufletului. Această recomandare n-a putut fi urmată, dată fiind contrazicerea din ea, căci cum ar putea fi căutat locul inimii cu o minte îndreptată spre buric? Logică, e numai versiunea neogreacă. Poate aceasta a avut la bază un text paleogrec care nu s-a păstrat în multe exemplare, fiind compromis prin amănuntul cu buricul din altele. În orice caz, textul neogrec e întreg un text oarecum explicativ al textului paleogrec. Acesta e explicat de cei ce au practicat această metodă. De aceea avem tot dreptul să credem că așa a fost înțeleasă și practicată metoda și în privința locului spre care trebuie să se concentreze privirea și mintea celui ce practică această rugăciune. La început vei afla un întuneric și o grosime de nestrăbătut, dar stăruind și făcând acest lucru ziua și noaptea, vei afla o minune, o bucurie nesfârșită. Căci îndată ce află mintea locul inimii, vede ceea ce nu crede. Vede văzducul ce se află în mijlocul inimii și se vede pe sine în întregime luminoasă și plină de puterea de deosebire. Și de aici înainte, îndată ce mijește un gând, încă înainte de a se alcătui și de a lua chip, îl izgonește cu chemarea lui Iisus Hristos și îl face să se mistuie. Nota 929. E vorba de un văzduc cunoscut cu mintea sau inteligibil sau spiritual. E deschiderea inimii în largul infinității dumnezeiești. În această deschidere în largul infinității dumnezeiești sau a conștiinței de prezența lui Dumnezeu, totul devine luminos pentru minte. Toate gândurile referitoare la lucrurile vremelnice își pierd importanța lor și puterea de atracție. Hristos, chemat de încetat, e suveran în acest văzduh. De acum mintea, în ciuda ei pe draci, ridică împotriva lor mânia cea după fire și îi lovește, izgonind pe acești vrăjmași cunoscuți cu mintea, inteligibili spirituali. Celelalte le vei învăța cu ajutorul lui Dumnezeu prin păzirea minții, ținând pe Iisus în inimă. Căci ce zice în chilia ta și aceasta te va învăța pe tine toate. Întrebare. Pentru ce primul și al doilea fel de luare aminte nu pot desăvârși pe călugări? Răspuns. Pentru că nu le întrebuințăm după ordinea lor. Ioan Scărarul le aseamănă pe acestea cu o scară zicând: unii micșorează patimile, alții cântă și petrec cea mai mare parte în aceasta. Alții iarăși stăruiesc în rugăciunea minții și, în sfârșit, alții își acintesc privirea în adânc. După chipul stării zice, trebuie făcut lucrul. Deci cei ce vor să pășească pe scară nu calcă de sus în jos, ci de jos în sus și întâi pun piciorul pe prima treaptă, apoi pe cea de după ea și așa mai departe pe toate. Așa se poate ridica cineva de la pământ și înălța la cer. Dacă vrem deci să ajungem la bărbatul desăvârșit al plinătății lui Hristos, să începem să urcăm scara de la hrana vârstelor copilărești, ca pășind treptat să ajungem și la măsurile bărbatului și bătrânilor. Deci cea din tâi vârsta vieții călugărești stă în a micșora patimile. Acesta este lucrul începătorilor. Nota 931. Deci nu trebuie să se înceapă rugăciunea neîncetată a lui Iisus înainte de lucrarea curățirii de patimi. A doua treaptă și schimbare de vârstă, care face pe cineva din băietan tânăr duhovnicesc, este stăruința în cântare. Căci după potolirea și micșorarea patimilor, cântarea se face dulce limbii și e luată în seamă de Dumnezeu, dat fiindcă nu e cu putința cânta Domnului în pământ străin. Psalmul 136:5, adică într-o inimă pătimașă. A treia treaptă și schimbare de vârstă care face dintr-un tânăr un bărbat duhovnicesc este stăruința în rugăciune. Ea este a celor înaintați, iar rugăciunea se deosebește de cântare ca bărbatul desăvârșit de tânărul și băietanul ca trepte deosebite pe scara pe care pășim. La acestea se adaugă a patra treaptă și schimbare de vârstă duhovnicească. Ea este a bătrânului și celui albit la păr și constă în ațintirea neabătută a privirii care este proprie celor desăvârșiți. Aici calea s-a isprăvit și scara a luat sfârșit. Deci acestea fiind astfel orânduite și hotărâte de Duhul, nu e cu putință copilului să se facă bărbat și să urce la starea bărbatului albit, altfel decât începând de la prima treaptă, precum am zis, ca pășind bine prin cele patru trepte să se înalțe la desăvârșire. Iar începutul înaintării spre lumină pentru cel ce vrea să se renască duhovnicește este micșorarea patimilor sau păzirea inimii.
căci altfel este cu neputință să se micșoreze patimile. În al doilea rând vine stăruirea în cântare, căci patimile fiind domolite și micșorate prin împotrivirea inimii față de ele, dorința împăcării cu Dumnezeu aprinde mintea. Astfel, mintea întărită izgonește prin loviturile trezviei gândurile ce suflă la suprafața inimii. Și iarăși se dăruiește luării aminte și rugăciunii celei de-a doua. În această vreme se dezlănțuie întărirea duhurilor și suflările patimilor, tulbura adâncul fără fund sau abisul al inimii. Dar prin chemarea Domnului Iisus Hristos se mistuie și se topesc de acolo ca ceara. Însă ele tot nu se liniștesc, ci scoase de acolo aprind prin simțuri suprafața minții. De aci mintea le scoate repede și îndată simte pacea. Dar să scape cu totul și să nu mai trebuiască să lupte este cu neputință. Căci acest lucru e propriu numai celui ce a ajuns la bărbatul desăvârșit, care s-a retras cu totul din lume și stăruie neîncetat în paza inimii. De la acestea, cel ce ia minte se înalță treptat la înțelepciunea părului alb sau la treapta vederii, lucru care e propriu celor desăvârșiți. Deci cel ce împlinește acestea la vreme potrivită și cu bună rânduială poate, după alungarea patimilor din inimă, să stăruie și în cântare și să se apere și de gândurile trezite prin simțuri și de tulburarea de la suprafața minții. De asemenea, poate să caute cu ochiul trupesc și cu cel al minții, pentru că și de acesta e nevoie, la cer și să facă o rugăciune curată întru tot adevărul. Dar aceasta numai din când în când și câte puțin, din pricina vrăjmașilor ce întind curse în văzduh, căci numai aceasta se cere de la noi ca să fie inima noastră curățită prin supraveghere. Fiindcă de rădăcina sfântă după apostol e vădit că vor fi și ramurile, Romani 11:16 și rodul. Dar cel ce își ridică ochiul și mintea la cer și vrea să-și închipuie niscai lucruri gândite cu mintea sau inteligibile, în afară de modul în care am grăit, oglindește mai degrabă idoli decât adevăr. Căci câtă vreme inima este necurată, a doua și prima luare a minte nu poate înainta, fiindcă precum la zidirea unei case, nu punem întâi acoperișul, apoi temelia, aceasta e cu neputință, ci dimpotrivă întâi temelia, apoi zidirea și la urmă acoperișul, așa trebuie să cugeți că e și în acestea. Căci întâi ne păzim inima și ne micșorăm patimile din ea și prin aceasta punem temelia duhovnicească acasă. Apoi respinge însuflarea duhurilor rele, răscolită prin simțurile din afară, prin a doua luare a minte și așa scăpând repede de război, ridicăm zidurile peste temeliile casei duhovnicești. Apoi, prin ațintirea noastră desăvârșită spre Dumnezeu sau prin retragerea noastră în noi, întindem acoperișul casei și așa desăvârșim casa duhovnicească în Hristos Iisus Domnul nostru, căruia se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.